În perioada 5-7 noiembrie, cele mai mari municipii din județul Hunedoara, respectiv Deva, Hunedoara și Petroșani, au programate maratoane de vaccinare. Direcția de Sănătate Publică, împreună cu instituția prefectului și primăriile din cele trei municipii, organizează aceste maratoane la Deva, la Centrul Cultural Drăgan Muntean, la Hunedoara, la Centrul de Recreere al Pensionarilor și la Petroșani, la Sala Polivalentă, vaccinurile administrate fiind cele produse de Pfizer și Johnson. Domnule prefect, maraton de vaccinare în acest weekend în cele mai mari municipii ale județului. Ce recomandați populației? Da, într-adevăr, am încercat să facem o acțiune care se desfășoară în Deva, Hunedoara și Petroșani de vineri până duminică. Este foarte important să implicăm toți factorii de decizie, să recomande persoanelor care nu s-au vaccinat până la aceasta să meargă să vaccineze, pentru că este o singură soluție de a scăpa de această pandemie, și anume vaccinarea. Incidența de îmbolnăvire cu COVID-19 în județ este de 8,11 la 1000 de locuitori, iar în 43 din cele 69 de unități administrativ-teritoriale, aceasta depășește 6 la 1000 de locuitori, iar rata de vaccinare a hunedorenilor este de circa 30%.